În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, demarată în data de 4 ianuarie 2021, pe teritoriul județului Vâlcea au fost vaccinate până în prezent 91.707 persoane. În regiunea sud-vest Oltenia, din care face parte și județul Vâlcea, sunt cele mai puțin vaccinate persoane împotriva virusului SARS-CoV-2. Motivele pentru care există reticență în rândul oamenilor sunt reprezentate de proasta informare sau lipsa de informare a cetățenilor de către autorități. Nu m-am vaccinat și nici nu cred că o să fac asta. Și mi se pare normal ca să începem școala toți, fizic, nu unii pe online și alții fizic, pentru că n-ar fi corect. Ar fi discriminare față de noi. Crezi că sunt destule informații despre vaccin? Nu, mai ales că doctorii se contrazic ei între ei și nu mi se pare normal. Credeți că sunt suficiente informații despre vaccin la momentul actual? Nu chiar. Credeți că autoritățile ar trebui să se implice mai mult în campanie de informare cu privire la vaccin? Da, cred că ar trebui să spună absolut tot ce știu despre vaccin, cu toate efectele adverse posibile. Cred că s-au speriat oamenii de zvonurile care s-au fost cu tromboză, cu toate astea. Eu m-am vaccinat în luna martie. Acum așteptăm să vedem al treilea vaccin, dacă e nevoie. Îl fac și pe ăla și mergem mai departe. Ce putem face? Credeți că sunt suficiente informații despre vaccin? Nu. Nu, mai mulți zvonurile au fost fake news-urile. Alea au fost mai multe decât informațiile care erau necesare, într-adevăr. Și s-a greșit, pentru că nu s-a dat de la început contraindicațiile. Regiunea de dezvoltare sud-vest Oltenia, care cuprinde județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, are o rată de vaccinare de numai 14,84%. Lipsa dorinței oamenilor de a se vaccina reprezintă un eșec al autorităților. Oamenii par mai atrași spre vaccinare mai degrabă printr-o informare coerentă și corectă decât prin banale recompense bănești sau premii în tichete de masă.